Omul legii, care este ofițer în cadrul Inspectoratului de Poliție Gorj, se afla în timpul liber în momentul în care a produs accidentul de circulație. Șoferul de 34 de ani a pierdut controlul asupra direcției după ce a derapat pe griblură, iar autovehiculul a părăsit carosabilul și a intrat în coliziune cu două autoturisme parcate pe un podeț. Pe raza municipiului Târgu Jiu, cartierul Sați, a avut loc un eveniment rutier în care au fost implicate trei autovehicule. Se pare din primele cercetări că unul dintre acestea a derapat pe fundul unei curbe ușor la dreapta. În urma evenimentului rutier a rezultat rănirea ușoară a unui minor care se afla în autovehiculul care a derapat. Conducătorul auto nu se afla sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat faptul că conducătorul auto nu se afla sub influența alcoolului. Martorii s-au făcut că n-au văzut și n-au auzit nimic. O mică eroare. Se pare să zice ceva de... O manevră greșită? Nimic, absolut nimic. Vezi pe aceea dacă se întâmplă ceva, eu nu văd nimic. Polițiștii rutieri continuă cercetările pentru a lămuri cu exactitate circumstanțele în care s-a produs accidentul de circulație.